Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 17 aprilie 2021. Apără-ți convingerile și Dumnezeu te va onora. Am făcut o juruință Domnului și nu pot întoarce. Judecători, capitolul 11, versetul 35. Eric Liddell s-a antrenat luni de zile, având ca țintă titlul olimpic în proba de 100 de metri la Jocurile Olimpice din 1924. Și majoritatea comentatorilor sportivi pronosticau că Liddell va câștiga cursa. Cu toate acestea, în timpul Olimpiadei, Liddell a aflat că această cursă urma să se desfășoare într-o zi de duminică. Și lucrul acesta a reprezentat o mare problemă pentru el, întrucât Liddell credea că îl va dezonora pe Dumnezeu dacă va alerga în ziua Domnului. S-a retras din această cursă, iar fanii săi au fost uluiți. Unii care îl lăudaseră în trecut, acum îl numeau nebun. A fost supus unei presiuni intense pentru a-și schimba decizia, dar a rămas neclintit. Ulterior, un alergător a renunțat la cursa de 400 de metri, care era programată într-o zi lucrătoare, și lui Liddell i s-a oferit ocazia de a ocupa locul rămas liber. Aceasta nu era cursa pentru care se pregătise. Distanța era de 4 ori mai mare decât cea pentru care se antrenase cu siguranță. Chiar și așa, el a trecut linia de sosire pe primul loc și a stabilit un nou record, cu 47,6 secunde. Liddell a câștigat o medalie olimpică de aur și a apărat credința în Dumnezeu fără compromisuri, iar povestea lui a fost relatată în filmul intitulat Chariots of Fire, Carele de Foc, premiat cu 4 premii Oscar. Însă Eric Liddell se bucură de o faimă și mai mare, pentru că el a plecat misionar în China, unde a murit într-un lagăr de război în 1945. Îl putem asemăna cu Iefta, care a spus: am făcut o juruință Domnului și nu pot întoarce. Lecția ce răzbate din viața acestui om, Eric Liddell, este următoarea: respectă-ți convingerile și Dumnezeu te va onora.